vizita de două zile a regelui Charles al III-lea are ca scop consolidarea relațiilor cu Franța. După ce ani de zile acestea au fost marcate de tensiuni din cauza Brexitului și a problemei migranților care traversau canalul Mânecii în mici embarcațiuni. Potrivit Palatului Buckingham, regele va discuta cu președintele Republicii despre schimbările climatice, promovarea biodiversității, dar și colaborarea în domeniul securității și al apărării, ca răspuns la războiul Rusiei în Ucraina. The new king has always seen France as an important strategic partner of the UK, not least in relation to the two countries' immediate security, and as a military man, he's well aware of the significance of the French armed forces and the role that they've played in Britain and France's shared history. Vor avea loc discuții tete-a-tete cu președintele Emmanuel Macron. Charles se va adresa Parlamentului și va face o vizită la Catedrala Notre-Dame în curs de reconsolidare după incendiul devastator din 2019. Cel mai așteptat moment al vizitei este banchetul care va avea loc în celebra sală a oglinzilor de la Palatul Versailles, acolo unde a fost semnat tratatul de pace care a pus capăt primului război mondial în 1919. Charles va păși astfel pe urmele mamei sale. Elisabeta a fost primită aici în 1948, când încă nu era regină. A urmat alte două vizite de-a lungul domniei sale. Cred că este choix du président de la République de faire ce dîner au château de Versailles, mais je crois que c'est justement lié à l'histoire de nos deux pays et que cette histoire continue entre la Grande-Bretagne et la France, et je crois que ça s'impose souvent de considérer que le château de Versailles est le lieu de réception des hôtes étrangers lorsqu'ils viennent en France. Ça a été le cas sous le général de Gaulle. Dîneul are loc în condițiile în care se împlinesc 400 de ani de la inaugurarea Palatului Versailles. Ironic, palatul a fost centrul puterii regale înainte de schimbările fundamentale aduse de Revoluția franceză. Cei doi monarhi britanici vor face o vizită și în orașul Bordeaux, renumit pentru vinul său. Franța trebuia să fie prima țară vizitată de Charles în calitate de rege în martie, însă evenimentul a fost amânat din cauza protestelor violente ale francezilor, generate de reforma pensiilor. De la încoronarea sa, suveranul britanic a vizitat Germania, dar și România.